așa. Ta 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 ta. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și frumos se ridică, așa, așa, așa. Când par la ușa casei, așa, așa, așa. Și-mi lustruiesc pantofii, așa, 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 așa. Bravo, bravo! Șerbană, da. O să te rog să fii pe fază cu Catiana. Da, eu sunt aici gardianul. Cu Catiana, care este nepoțica Lidiei Pejorus. Mulțumim, Lidia, că ne-ai făcut ziua mai frumoasă. Pe pauză noi ne-am tot jucat cu Catiana, care este atât de energică. Nu știu cum îi faci față. Mai o să-ți povestesc. Eu când era foarte mică, avea vreo câteva luni, 3-4 luni, era ajunul de Paști. Și se spune că copiii mici care încă nu merg în picioare, în ziua de Paști, când bat clopotele, să pui toporul jos și să pui cu picioarele pe topor. Să spui să fie tare ca fierul, iute ca fierul și tare ca oțelul. Asta ai făcut? Da. Acum eu îi spun, băi copile, copilul ăsta are o energie la care fii mișcă. Să nu uiți cine a pus-o cu picioarele pe topor. Tu ai pus-o, tu suportă. Foarte, foarte tare. Da. Eu cred, Lidia, că sunt foarte multe întrebările celor de acasă în legătură cu tot ceea ce ține de energie și de lucrurile astea care pentru tine sunt practic stil de viață, nu mai exact, putem vorbi neapărat. A devenit un stil de viață. Așa. Stil de viață. Diri, diri, da. Probabil că foarte mulți sunt curioși. Diri, da. Oare cum reușim să ținem energiile astea negative la distanță și ce facem să ținem bolile la distanță și lucrurile care... Ne oprisem noi la o întrebare înainte de pauză și spuneai că care este rețeta fericirii, da? Este că nu e obligatoriu să ne iubească toată lumea, așa cum nu este obligatoriu să iubim noi toată lumea. Nu suntem obligați să fim pe placul tuturor, așa cum nu toți ne plac pe noi. Asta e o clipă a fericirii pe care noi ne putem da nouă și dacă mergem pe aceste principii, că de fapt sunt principii vechi, care sunt ca o temelie a vieții. Acolo, da. Deci, practic, dacă înțelegem lucrurile astea, zic eu, extrem de simple, acolo. Putem să, exact. Să facem orice. Și ca cum spun eu, dacă nu crezi în vrăj, nu te bărlua niciodată. Așa dar e, dacă începi să crezi și începi să spui, domnule, m-am împiedicat astăzi, aoleu, iar m-a luat, iar îmi face cineva ceva. Și chestia asta, oamenii își creează lor însăși, își creează aceste problemuțe. Deci, practic, lucrurile în care crezi, alea ți se și întâmplă. Exact. Și pe alea ți le atragi, adevărat? Pentru că noi suntem rodul gândirii noastre. Noi ne atragem energiile pozitive, noi ne atragem oamenii împrejurul nostru. Selecția, practic, selecția o facem noi? Întotdeauna noi. E, uite o întrebare care mă privește personal. Cum atragem, Lidia, dragostea în viața noastră? Dragostea vine la dragoste. Da. Dacă tu nu te iubești, dragostea nu va veni niciodată. Așa e? Da. Păi, iubirea începe de la tine. Iubirea începe de la mine? Exact. Și cum să faci să găsești exact lucrul ăla de care tu ai nevoie? Pentru că poate că dragostea vine la tine, dar poate că nu... Exact cum ți-ai cumpărat o mașină. O să rândă lumea și o spune, ce de fapt? Adică? Cum adică? Ca și cum ți-ai... Da. Cum adică? Tu strângi bani să-ți cumpere o mașină frumoasă? Da. Să zicem da. Și ți-o dorești. E ceva ce... O proiectezi. Exact așa ne proiectăm iubirea. Nu spune că dacă... Uite, Șerban a plecat cu Casiana. A plecat la plimbare. Cred că să-și ia o înghețată sau ceva. Da. Deci, practic, dacă eu în mintea mea îmi proiectez iubirea, alesul, sau mă gândesc, domne, el trebuie să fie într-un fel, așa, așa, așa. Și sunt foarte mulți care o să ne dea dreptate, pentru că mulți știu, domne, am așteptat, dar mi-a dat Dumnezeu exact ce mi-am dorit. Da, am și o prietenă care îmi spun foarte des treaba asta și am început să cred că exact ceea ce-ți dorești și ceea ce transmiți. Unde transmitem noi lucrurile astea? Universul este cel care duce bumerangul, să știi. Ce dai, aia primești. E adevărat asta? Deci nu adevărat, că e adevărat, este verificat în fiecare zi, cu siguranță. Deci Casiana...
Casiana s-a făcut cameraman, îi place foarte mult acolo, alături de colegi. Are căști, vorbește cu și cu colegii noștri din regie, putem auzi și aici. Abia aștept să-mi spui ceva în cască. Ce face e cu una? Super, uite, ne spune ceva. Bravo, iubita! Un secret! Anita, strigă după mine, bunica! Ai, faci cu mâna, bunii! Bunica! Așa, exact! Există Lidia. Da, iubita mea! Există și zodii care sunt mai norocoase sau ne putem referi și la zodii? Norocul merge odată cu mintea. Fiecare zodie are bucățică de norocul ei, știi? Și îl avem când mai bun, când mai rău, dar viața nu poate fi unilinie. Ea este întotdeauna sigmoidală. Deci se duce bine, se duce bine. Avem perioadă bună, după care avem perioadă mai puțin bună. Să nu disperăm, pentru că nu există să se mențină ploaie în continuu. Mai bine și soarele la nu există cumva. Să fie iarnă în continuu. Nu există, vine vara. Vine vara, asta obligator. Asta îmi place. Deci cam asta este viața. Dar știi, pentru a atrage o energie mai bună, știu că tu ai vorbit la un moment dat de un leac, de leacul cu oul, ceva de genul. Nu este de energie bună. Oul este celulă vie. Da. Da? Deci din el iese viață. Din el iese din el iese viață, viață. Și atunci noi, ca să absorbim energiile negative de pe corpul nostru, este să punem un ou într-un pahar cu apă. Da. Paharul de, mai înalt așa. Mai înalt așa. Și o să-l punem pe noptieră noaptea lângă noi. Și o să vezi cum absorbe energiile negative și zici că se transformă în ațe. Nu cred. Da. Da? Da. Dar putem face și simplu, să luăm ouul simplu crud, da? Și înainte de a dormi să-l purtăm ușor pe corpul, pe corpul nostru. Da. Deci, practic, un nou. Pentru că preia din boli chiar. Da? Da. Pentru că noi ne îmbolnăvim primul lucru la nivel energetic, la nivelul stratului deasupra. Acum câțiva ani când te-am întâlnit prima oară, Lidia, știu că vorbeam de un lucru și l-am ținut minte, îl fac de fiecare dată și de câte ori îl fac mă gândesc la tine. Spuneai că ne mai curățăm de energiile astea negative și că ele se adună întotdeauna în păr. Da. Și că atunci când simți că te doare capul, poate fi doar o energie negativă. Și spălatul ăsta pe păr, da, chiar dacă te-ai spălat și dimineață, dar dacă simți o energie puternică, negativă, poți să faci asta, e adevărat? E adevărat și după aia te aranjezi și iarăși îți place de tine. A, cred că e la nivel... E și o chestie de a ieși dintr-o depresie. Deci e o chestie pe care o putem face. Da. Atunci, dacă, când ne doare capul, dacă ne gândim că practic s-au adunat prea multe energii negative, facem o... Pentru că noi în spălat ce facem? Masăm... Scalpul. Scalpul. Ce facem? Vascularizăm. Vascularizăm. Și simplu. Totul este atât de simplu, stă în mâinile noastre și iată că nu reușim întotdeauna să găsim un leac. Și noi căutăm complicații, ne complicăm așa. Da, vezi, de ce oare ne pentru că, la lucrurile simple? Pentru că așa merge timpul și ne se pare că tot ce este mai complicat este mai bun. Nu. Vreau să știu dacă te opresc oamenii pe stradă, nu știu, la supermarket. Da, mă opresc, sfaturi, da? Mă opresc pe stradă, la și supermarket. Lidia, ajută-mă! E foarte greu pentru că nu poți să faci un diagnostic, nu poți să dai foarte multe rețete, relații. Dar atât cât pot să fiu lângă oameni și să le mulțumesc că mă respectă și eu îi respect la rândul meu. Și, într-adevăr, e greu în stradă să fii abordat, să dai, dar mă bucur de dragostea lor și eu le dau înapoi cu aceeași plăcere. Chiar unde te pot găsi oamenii? Pe pagina de Facebook? Și pagina de Facebook. Eu nu prea am cum să răspund la mesaje, pentru că eu am peste 5.000 de prieteni și o să vă spun, după o emisiune să apară vreo 3.000 de mesaje, așa, nici moartă nu reușesc să le citesc. N-ai cum să le citesc. Păi, dar este... Iertați, o fi tare Academia Nebi, dar... Șerba, dacă nu făceai exercițiile lui Nebi de dimineață, nici atât crede-mă nu rezistai. Credem că le-am făcut cu Alex, așa că s-ai liniștit. Băiatul meu, care are tot 2 ani și ceva. Ia, uite, am venit, a venit Casiana, e pe undeva prin spate. Uite, am primit câteva mesaje de la prietenele mele care nu dorm foarte, foarte bine. Cum facem să dormim mai bine?
Ce facem atunci când nu adormim? Ai vreo... Sâmbătă dimineață, la ora 4 și un sfert, am pe telefon cu verificare. Da. M-a sunat o doamnă. Eu n-am răspuns la telefon, că era 4 și un sfert dimineață. Am pus telefonul pe silențios, am mai sunat o dată dimineață. Eu am sunat înapoi, am zis, domnule, e posibil poate să fie vreo urgență. Uh-huh. Dimineață la 10, la cafea, nu mi-a răspuns. La 10 sună din nou și zice, știți, mă trezise, nu mai puteam să adorm și vă sunasem să-mi spuneți ce să iau de somn. Îmi venea să-i spun, ia stoporul și dă-ți că el-i cap. La ora aia nu pot să mă sun. A 4 și un sfert dimineață să mă trec ce pot să iau de somn. Nici chiar așa, nu, uite. Hai să, dar ce putem face? Nu știu, dacă ne punem în pat la 11 seara. Trebuie să ținem cont. Normal că dacă ne punem la 11, la 10, 11 ca copii, o să ne sculăm la 4 dimineață. Ne punem la 12, în 4 și dormim pe la 7. Pe la bunică. Ce e, mami? Hai, Casiana, hai de la bunie. Și pe tine te-a sunat doamna aia la 4 dimineața? Da, cred că a necăjit o firică. Da. Gata, gata, ești aici cu bunii. Ia uite ce are Diana aici. Miciuța ta aici. Lidia, ce am reținut eu este că dacă ai o gândire pozitivă și dacă... Sper că lucrurile vor fi întotdeauna bine, că dacă te gândești că după o ploaie vine întotdeauna și soarele și un curcubeu foarte frumos, totul îți reușește în viață, așa-i? Da, da. Am reținut exact ceea ce trebuie. Da. Stai. Am luat o somnul pe cea mică, așa că... Nu? Îți mulțumim mult, Lidia, a fost Lidia Pecioru. Cu mare drag mulțumesc de suflet și vă rog să mă iertați, dar asta este... Ce să te iertăm? Asta e viața, avem urmași, mulțumim lui Dumnezeu că există, că sunt sănătoși și cu un copil când aleargă, mănâncă, trăiește, înseamnă că noi trăim și... O bunică frumoasă și fericită, că se vede asta pe tine. Și mulțumesc! Că noi trăim și transpirăm. Și te așteptăm când... Te mai așteptăm la noi, dar te așteptăm și când vine cea de-a doua nepoțică. La anul, în martie, o să fim pe... Da, vă îmbrățișez și vă iubesc și vă mulțumesc de suflet! Mulțumim și noi!